Bună seara! Noi suntem Îndodii și în această seară vom discuta despre un nou capitol din cartea lui Walter Block, Pledoarii incomode, și vom vorbi despre libertatea de expresie. Da, înainte de a începe, o să vă aducem aminte că jos în descriere găsiți un link de unde puteți achiziționa această carte. Tot jos în descriere mai găsiți link-uri către alte locuri unde vă puteți întâlni cu noi pe net, blog, Twitter, cont de Telegram. Și tot jos în descriere s-ar putea să vă întâmplați peste două link-uri, unul de Patreon, unul de Crypto, dacă simțiți că e cazul să susțineți cu ceva proiectul. Și ce lipsește, da? Dați un like, un share, un subscribe, dacă aveți senzația că ajută. Chiar ajută. Prima dată, domnul Walter Block se ocupă de șantaj și șantajist. Îi oferă și o definiție interesantă. E că încearcă, de fapt, să vadă dacă există o agresiune în șantajul pe care îl face persoana care vrea să vorbească prea mult decât ar trebui. Și spune, domne, nu. Nu este o agresiune per se. Adică, din punct de vedere al principiului non-agresiunii, cel care vrea să divulge un secret despre altcineva doar își exercită dreptul de liberă exprimare. Spre deosebire de bârfitor, care nici nu întreabă măcar și vorbește pe la spate sau spune în public vrute și nevrute, nemai cerându-i părerea sau dorința de a păstra niște secrete celui vizat de secretul respectiv, șantajistul, domne, dacă vrei să-mi cumperi tăcerea, îți ofer un preț. Da? Deci este o ofertă. Asta este șantajul. Este o ofertă prin care cineva dorește să-și vândă tăcerea și celălalt să-i cumpere tăcerea. Dacă prețul dintre cei doi apare, se întâmplă un anumit preț convenabil am celor două părți, tranzacția are loc și deci nu avem nicio agresiune. Bine, asta e, putem spune, o disfuncționalitate majoră a tuturor societăților din ziua de astăzi, care au următoarea idee. Dacă e un lucru care se întâmplă fără bani, nu avem nicio problemă. Dacă cumva se atașează un preț, Doamne ferește, așa ceva, la închisoare cu toată lumea, să cheme DNA-ul, să facă, să dreagă. Și la ce mă refer? Păi, nu știu, putem să începem cu subiectul meu preferat, votul. Da? Dacă eu îți dau votul gratis, aleluia, foarte bine, sunt un votant principial, mă înțelegi cum trebuie. Dacă cumva îți cer să-mi dai un 5 lei, un pachet de țigări, o sticlă de ulei, o pungă de zahăr, s-a încălcat legea. Chemați poliția, chemați DNA-ul, așa ceva. Din nou, gratis, e ok. Adică dacă el îmi promite că, uite, o să aducă fonduri la mine în comună și o să facă străzile de asfalt și o să ia câinii vagabonzi și o să le capseze covrigi în coadă, e perfect. Poți să-l votezi, nu s-a întâmplat nicio nelege. Bă, dar dacă mi-a băgat și un leu în buzunar, vai de mine și de mine. Bine, de fapt, el promite că bagă leu după aia. Alte chestii de genul ăsta, că tot am mai discutat noi, prostituția. Da? La capitolul precedent. Faci fata sex cu tine? Mamă, ce bengosești. O persoană. Sau băiatul, da, ok. Da, așa, ca să fim... Poate nu judecăm. Zic, mamă, ce vârtos suntem, da? Ai, se schimbă bani, voi de mine, nu se poate. Vorbea tot Gabi episodul trecut de transfuziile de sânge, da? Vine, vrei să faci o transfuzie de sânge,
Vai de mine, ce faptă bună faci. Cum, vrei și un ban pentru asta? No. DNA-ul, rățiucă. Nu se poate așa. Auzi, dar există o formă de donare de material genetic care, pentru care se acceptă plăți. Interesting. Da, da, da. Deși ai putea spune că pentru unii, să zic, actul în sine e reward enough. Da. Treaba lor. Eu mă gândeam dacă nu cumva e incriminată și partea în natură, că Vali vorbea de bani. Dacă aduci vorba de bani, șantajistul e rău pentru că cere bani. Uite, noi am avut, cum se numea ministrul de finanțe Țărăniș, că a fost cu Cârnații, cu Calda Bun, Cârnații, da. Remeș. Remeș, da. Deci asta a fost niște mâncare, asta a fost, nu a fost vorba de bani. Ba, da. Au fost și bani, dar asta era, a luat fața. Gata, da, asta a luat fața în fața știrii, da. Dar cred că e incriminat pe legislația actuală, este, dacă da. Las două oaie, tot... Orice fel de, da, atâta vreme cât ești în, da, dar noi aici vorbim, ok, hai să lăsăm deoparte acest standard dublu, să spunem politicienii, trafic de influență, nu discutăm de chestia asta. În, aici noi vorbim de activități între civili, între persoane care nu lucrează pentru stat. Da? Uite, un alt tip de șantaj care nu este legat neapărat de bani. Sunt unii ecologiști care spun așa, nu mai cumpărăm din magazinele care, să zicem, vând ori carne, ori haine din piele naturală. Și șantajează pe comercianții respectivi cu, să zicem, toată neparticiparea la comerț cu ei sau influențarea celorlalți potențial cu clienții ai acelui magazin să nu le treacă pragul din cauza faptului că nu sunt de acord cu respectiva, să zicem, politică de produsele respective. Bine, bloc folosește cu falimentul, să zic. Bloc folosește exemplul ăsta tocmai ca să punteze că nu e vorba doar de bani versus tăcere, știi? Amenințarea nu e doar că o să spun ceva despre tine. Amenințarea poate fi și că nu mai cumpăr de la tine, știi? Deci în șantaj e o amenințare, nu în sens libertarian, amenințare cu inițierea violenței, e amenințare că da, nu o să mai cumpăr de la tine, o să-i convic și pe alții să nu mai cumpere de la tine. Și ăla e tot o formă de șantaj. Da. Dar ambele variante și, să zicem, divulgarea unui secret și vânzarea sau neparticiparea la comerț cu cineva, sunt niște acțiuni care sunt permise. Adică nu sunt chestii, domne, te ameninți cu, îți dau cu ceva în cap dacă nu faci nu știu ce, știi? Sunt chestii pe care și în lipsa șantajului oamenii le-ar putea face fără să amenințe cu ceva, știi? Adică sunt niște... Fără să anunțe că, da, ca da, să, că amenințarea am delimitat-o acum, că e okay, cu ceva, da, fizic. Okay. Fără să anunțe consecințe. Consecințe, da, da, da. Fără să facă oferta, că de fapt bloc la asta reduce șantajul, e de fapt o ofertă de schimb. Eu îți ofer tăcerea contra a ceea ce cer contra tăcerii respective, da? Că cum am zis și Costel, poate să nu fie neapărat bani. Uite, dă-mi o promoție. Dacă la meninți, domne, o să sparg geamurile, dacă ăla nu e șantaj. Ăla nu mai e șantaj, e deja totul altceva. În termeni tehnici libertarieni, e o agresiune. Meninți pe cineva cu inițierea violenței. Uite, da. mai încolo în cariera lui, Bloc face și distinția asta între extorcare și șantaj. Dacă eu răpesc copilul cuiva, te ameninți că dacă nu plătește... Se întâmplă ceva, îi tai un deget. Sau nu știu. Ăsta nu e șantaj. Deci șantajul, un șantaj, amenințare non-agresivă. Deci n-are loc o... În timp ce, dincoace, în cazul extorcării, e o amenințare. Amenințarea violentă. Sechestrarea unei persoane și amenințarea familiei nu e un șantaj. Dar nu, sensul cel mai de bază al șantajului ăsta e că spun secrete despre cum e. Bun, dacă ținem minte felul în care povestea
Milton Friedman în Mașinăria Libertății. Vedeți, găsiți pe canal dacă David. Vreți, am făcut-o. David. Ai David, zis da, da, David Friedman, așa e. Ok. Găsiți pe canal că am făcut cartea. El povestea acolo despre punctele Schelling la episodul în care zicea cum ar fi posibilă negocierea legilor. Și putem să tragem concluzia la faptul că șantajul pare a fi foarte, cum să spun, nelegiuit în toate țările, în tot timpul, în toată istoria, da? Că cel puțin pentru oameni, ăsta ar fi un punct Schelling, dar nu se susține din punct de vedere logic, adică în cazul pe care îl exprima Friedman, în general oamenii atunci când își apărau drepturile pe care ei le percepeau ca fiind de apărat, astfel încât ce însemnau punctele astea erau, chiar dacă el dădea un exemplu foarte ușor acolo, zice, vine vecinul și spune, fii atent, eu îți arunc gunoiul meu la tine în curte. Și am făcut un calcul, ca să iei gunoiul meu și să-l duci așa, te cost cam $10 pe lună. Dă mie $5 pe lună și nu-ți arunc gunoiul. Pare să fie o analiză diferențială de cost, că ieși în plus dacă dai $5, dar oamenii în sine o să se lupte până în ala nouălea cer, să-l dea pe la în judecată, să-i dea în cap, să nu știu ce, pe de ce, păi e curtea mea, nu vii cu gunoiul tău la mine în curte. Asta era ceea ce descria David Friedman ca fiind un punct Schelling, un punct pentru apărarea căruia omul în sine e dispus să cheltuiască orice fel de resurse și să facă orice fel de efort. Adică e ceva ce la care nu cedează, da? Însă dacă ținem minte exemplul lui Friedman și aici ne legăm și de ce a spus Costel, acțiunea în sine cu care amenința vecinul era de fapt o încălcare a drepturilor de proprietate. Tu ai drepturi de proprietate asupra curții tale și unul dintre drepturile alea presupune să nu îți vină vecinul să ți-o murdărească. E negativ. Da? Dacă omul... Calculul ăla nu era. Cred că e și o chestie psihică. Doamne, nu faci asta, nu anunci în curte. Da, da, da. Că așa nu erau mulți bani. Poți să... Nu cred că era un calcul. Dacă vrei să despici pe partea psihologică, poți să spui că îți produce un cost biologic mult mai mare decât diferența aia de $10. Da. E mult mai mare și atunci de asta te apuci să-l aperi. Vreau să subliniem o chestie. Multe lucruri care într-o viziune a unei societăți armonioase nu și-ar avea locul. Deci lucrurile astea pe care le discutăm pe aici, apărăm oameni care nu pot fi apărați, pare că sunt aiurea. Mă, despre ce vorbiți voi? Vreți să permitem lucruri din astea în societate? Oamenii vor să aibă o imagine armonioasă despre viitorul luminos. Cum? Dați-ne ceva optimist. Nu o să vină tot felul de oameni răi, șantajiști, cum ne plac șantajiști acum groaznic, nu se poate așa ceva. Și ce vreau eu să subliniez aici este că genul ăsta de discuții sunt despre fundamente. Dacă vrei să ai o societate armonioasă, ca să scapi de unii care zic lasă că ne ocupăm noi, fie o mafie, fie un stat, dar mă repet, lucrurile astea merită să fie înțelese în starea lor primară, să o zicem așa. Adică ce vorbim aici? Ce tot repetăm? Prejudecăți, cum ar fi, să scăpăm de... Da, nu se întâmplă nimic, e ca la stand-up comedy. It's just a joke. This is just an exercise. Da, poți să ai și prejudecăți, iarăși asta prejudecată e un cuvânt la care nu știu, e încărcat. Da, e puțin încărcat. Păi mă, prejudecată despre cuvântul. Ca să ilustrez și ce spune Alex și să termin și ideea pe care o ziceam înainte, era așa că
tu ai o impresie, trăiești cu impresia că ai dreptul ca ăla să nu-ți violeze proprietatea, să nu-ți violeze curtea, ai drept de proprietate pe chestia asta, da? Dar de asemenea trăiești cu impresia că ai dreptul ca informațiile pe care le-ai scăpat în univers despre tine să nu se afle. Ei bine, asta e o greșeală. Ăsta e fundamentul, de fapt, la care încercăm să ajungem. Când explicăm că șantajistul ăla nu face altceva decât să vorbească. Tu, și cum să spun? Auzi, dar fundamentul șantajului apare între frați. Cine a spart vaza? Dacă dai cu tare, n-o să zic. Și vina pe cățel. Și mai dihai, asta e partea aia care e și mai tare. Dacă șantajistul în sine nu face altceva decât să aducă la lumină un fapt pe care tu ai plătit bani ca să nu fie cunoscut, păi poate asta spune ceva despre caracterul tău, da? Și poate că ar fi în interesul tuturor, de parte de mine, de a face un argument utilitarist, dar iată că l-am făcut. Da? If you have nothing to hide. Da? Exact. Poate că ar fi în interesul tuturor, știi? Așa cum o ard unii că, domne, da, guvernul de ce poate să se uite? Ce? Vin NPC-ii ăștia și zic, păi cum, că uite, asta îți încalcă dreptul la viață privată, zicem noi, da? Că vine guvernul și începe să-și bage nasul în treburile tale. Păi da, acolo problema e exact invazia. Da, bravo. Gândește că ai vrea să se uite vecinul tău la tine? Nu. Atunci să nu se uite nici statul. Dacă însă, de exemplu, dacă șantajistul își obține informațiile încălcând anumite drepturi de proprietate, dacă și asta e posibil. Da. Da? Deci să zicem că, nu știu, ai aflat că unul o înșală pe nevastă sa, dar cum ai aflat? Că ai intrat peste el în casă când nevastă era la concediu și l-ai găsit în pat cu alta. Da? Păi tot ai făcut o agresiune acolo. Teoretic nu știu care ar fi poziția libertariană. Aici mă întorc spre Costel că el ar putea să ne ajute. Dacă, deci, dacă ai obiceiul să intri la vecin în casă... Nu. Nu e vecinul tău. Dacă poți șantaja, nu e vecinul tău. E... E un altul, e șeful unei companii de pâine. Eu cred că sunt două lucruri separate. Adică dacă ți-ar fi, păi da, întrebare, ți-ar fi permis? Dacă ai dreptul să folosești informația asta, dacă ai obținut-o într-un mod valid, deci ești proprietar, că noi spunem că ești proprietar pe ce ai în mintea ta, ce se formează în mintea ta, ești proprietar pe corpul tău, prin urmare trebuie să poți să spui ce vrea mușcul tău. Apropo de asta, discutăm și la același argument se face și la următorul capitol. Să spargi, să zici că ești agresiv, că ai intrat în casă, dar altfel să-l lași. Să plătească. Să situație. Păi, întrebarea un agresor, este, s-a format corect proprietatea asupra ideii astea? Păi nu ai proprietatea asupra ideii. Da, așa că am răspuns, că nu ai un... contract, care și discuția asta în care șantajiștul încalcă contract. Un NDA. Da, informația lui, și pot spune că seamănă cu situația asta, nu? Situația e... Da, bine, nu aici seamănă, nu seamănă că... Da, că obține pentru agresiune. Dacă ai fi un avocat și un criminal și semnezi un contract, domne, tot ce spune criminalul respectiv, nu o să spun mai departe decât dacă l-ajută în cazul respectiv. Tu te apuci și spui tot ce s-a spus așa pur și simplu. Aici n-ai contract, tu am înțeles. Tu semnezi un contract pe ce ai voie sau pe ce te obligi tu să nu faci mai departe. Dar nu semnezi un contract pe ce nu afli, că nici nu poți. Asta e o chestie care e imposibil de reglementat. Dom'le, eu semnez contract că nu o să aflu niciodată răspunsul la întrebarea cine a tras în noi după 22. Nu se poate, nu, adică asta poți să-l afli accidental, n-ai control asupra lui. Aveam în vedere că nu spui... Da, asta de confidențialitate, știi, între avocați. Păi ăla de confidențialitate, asta spuneam, că te obligă la ce faci tu cu informația mai departe, dar tu nu poți să previi apariția informației prin contract.
în capul tău. Eu zic că și asta se poate semna, dar păi și dacă afli, plătești. Păi, că la orice contract și că la orice încălcare de contract. Dacă tu zici, eu în viața mea nu o să aflu despre cum arată o portocală, știi? Auzi, păi am aflat, păi ai încălcat contractul. Auzi, păi, în ideea de precedent, ai putea să-ți imaginezi că când ar apărea destule situații din astea, ai zice, da, nu poți să folosești informația... Nu, da, întrebarea care e baza, de ce nu? Pentru că poți să-ți, stai, nu, poți să-ți imaginezi o grămadă de alte informații pe care le dobândești în baza unei, în culpă, cum ar veni. Da? Deci faci o chestie pentru care ești pedepsit, dai restituție, tra-la, dar tu ai informații avantajoase pentru tine. Și eu cred că, bine, într-o lume tare, cu oameni liberi, puternici, ar păzi mai bine. Nu, fii atent, ai spart o bancă și ai văzut pe unde sunt căprările pe acolo, unde e safe, unde e nu știu ce, ai voie să vinzi informațiile alea? Adică ai încălcat vreun principiu libertarian dacă? Eu a zic că nu. Da, exact. Eu a zic că nu. Informație, uite, informație. Hai să spun, hai să zic unde trag linie. Fii atent. Tu te duci asta a fost poziția mea de la început. Dar să zicem așa, că tu te duci și jefuiești pe cineva. Da? Și jefuind pe cineva, îl împuști, se naște în capul tău ideea că e rău să împuști oameni. Vezi câtă suferință a cauzat chestia asta și e rău să împuști oameni, da? Bun. Ai voie să folosești ideea asta în continuare sau trebuie să mergi? Adică ai voie să înveți că e rău să împuști oameni sau n-ai voie să înveți pentru că ai făcut-o în cadrul unei acțiuni legitime și atunci nu poți să te folosești de informația aflată? Prin urmare, trebuie să tragi mai departe ca dementul până o să te împuște cineva. Da, exact. Deci e un proces natural asta. Dacă îi găsește alea în casă tablouri naziste să afli, deci tu te duci să furi, da? Furi, iei ce e pe acolo, vezi că ăsta are... e nazist, de exemplu. Așa. Îi se pare că șantajul poți să folosești, asta e legitim să furi? E legitim. Eu aș spune că... e legitim tocmai în virtutea asta, că doar ce am stabilit că informațiile pe care le afli în cursul comiterii unei agresiuni, e legitim să le folosești. Da. Pe sistemul ăla, ai aflat că e rău să împuști oameni. Avem exemplele din astea și în toate filmele cu polițiști dibace, care își asumă că o să-i certe șeful că au intrat nu știu unde, dar ei au aflat ceva ce le folosea în anchetă, whatever. Și Bloc aici menționează faptul că șantajul se întâmplă mai ales în categoriile astea de criminali, știi? Printre hoți, printre asasini și așa mai departe. Și atunci, dacă s-ar legaliza șantajul, cei care se asociază pentru comiterea unei infracțiuni vor trebui să ia în calcul și costul șantajului de către ceilalți membri ai... Oricum se întâmplă, deci... Vreau să zic... Este un argument utilitarist, că scade cantitatea de crime, de agresiuni. Crime reale, da, pentru că costul crește. Dar îmi place aici că menționează pe lângă hoții, asasini și nu știu ce, comuniști. Da. Bine că era la... Nu știu, hoți de mierda. Era apropo de ce el spune de comuniști, că era asta apropo de McCarthyism. Dar eu aș spune că e o gaură în raționamentul ăsta. Bine, el e așa, e o chestie, doar o floricică în plus. Și nu are legătură cu argumentul principal pentru care șantajul nu ar trebui să încalce nicio lege, pentru că omul doar își face uz de propriul corp așa cum are dreptul să facă. Aș zice că vin etatiștii și spun nu. Nu șantajul îi împiedică pe ăștia din lumea neagră, da, criminală, să facă crime. Că de fapt ar fi de datoria ta, odată ce ai aflat o nasoală, să te duci să spui la poliție.
Uh-huh. Și poliția se ocupă. Ai încredere. Poliția. E și un risc acolo, probabil, de-aia și cere banii șantajistului. Vă spun că informațiile astea nu sunt, le afli pe net în surse deschise, că va fi o spargere astea, vă spun că sunt de cunoaște dispersată, de anumite medii unde afli informațiile astea. E, și dacă, nu sunt la vedere. Dacă, de exemplu, asta e oarecum născută din practica multor firme și, să zicem, a unor oameni bogați care în Statele Unite își trimit avocații să-i fac pe ăștia să tacă din gură, adică plătesc șantajiștii. E bine, dacă șantajistul are armă sau are ca amenințare că spune un lucru adevărat despre tine, calomniatorul. Hai că vreau să mai rămânem puțin pe șantaj. Putem să-i folosim pe amândoi. Să termin ce diferența vreau să zic asta cu calomniatorul. Mi se pare că ai nuanța asta la bârfitor, nu e sigur că spune adevărul. Le mai umplă bârfitor. Spune și chestii adevărate, dar mai și... Din ce la șantajist, cred că e mai mare probabilitatea să... Arma lui e adevărul, spune bloc, știi? Cam așa sunt locurile, deci șantajist e o sursă... Da, comparăm bârfitorul cu adică comparăm like for like. Faptul că bârfitorul mai poate să mai bage și strâmbe, nu se compară cu șantajistul, că dacă șantajistul bagă strâmbe, nu mai intră la șantaj, asta încercam să spun, intră la calomnie. Dar bârfitorul e și el calomnie. Păi, dacă le umflă, dacă nu spune adevărul, da. E o combinație dacă între... spune o minciună, da. Așa, și spuneam că și calomniatorul, da, care prin definiție minte, poate să fie oarecum în același mod de folosință. Adică tu, dacă ești politician de succes și vine unul să spună, băi, știu că ți-ai bătut copilul care a murit de cancer, așa, îți rade oricum ai vrea să, deci chiar dacă n-a fost adevărat, dacă tu ți-ai iubit copilul până la Dumnezeu și trei palme mai sus, dacă iese ăla în public și zice, nu, că eu știu că am văzut, că eram pe acolo, s-au dus 5%. Asta e. Natura umană. Mai mult. Încrezătoare. Ce, și atunci te-a pus și îl plătești și pe ăla. Asta era unde... Asta e un calcul. Asta e un calcul pe care și-l face fiecare. Poate să zică, ia că te faci tu de râs dacă ai un răspuns tare. Trecem acum la capitolul ăsta cu calumniatorul. Defăimarea. Defăimătorul. Și vreau să-i răspund și în cazul calumniatorului. Dacă calomnia nu ar mai fi sancționată de lege, de legea juridică a statului, problema este că oamenii vor fi mai atenți la ce se perorează în spațiul public de diversi oameni, vor face mai ușor diferența între ăla se aberează. Nu știm noi pe ăla că tot timpul dă din gură degeaba. Nu, sunt mai sceptici. Știm că e permis orice, sunt mai sceptici. Uh-huh. În timp ce acum, când nu e permis orice, păi avem CNCD-ul, avem CNA-ul, avem UE care bagă miliarde contriva știrilor false, știi? Da. Sunt apărat, sunt protejat. Păi ce scria pe Facebook? Păi am încredere că mă protejează ăștia. Uh-huh. Păi era o prostie. O cred, nu? Yeah. Are sens argumentul lui Bloc. Adică ești mult mai circumspect, mult mai... Știi că totul e la liber. Nu mai pui botul chiar la... Exact. Astfel încât reputația politicianului respectiv despre care vorbeam adineauri, chiar dacă 1000 de oameni urlă că și-au omorât copilul sau nu știu ce și l-a bătut și așa mai departe, nu l-afectează așa de mult. Din cauza că, hai domne, să vedem dacă așa este, dacă există dovezi, dacă și mai departe, să analizăm un pic. Da, apropo de că tot discutăm de standarde duble false, de alte trăznăi, da? Avem aici acuzațiile de viol la adresa unor politicieni. Nici nu știu câți au zis că
sau scuză-mă, câți auzi la mine, câte au zis că le-a violat Trump? Adică Terente și Don Juan la un loc nu-i țineau nicio lumânare. Deci alea nu prea fost creditul, nu? Sau? Păi n-au strâns niciun fel de dovezi. Dar au fost cu de-astea, cu audieri în Senat, cu... Și... Pe mine mă interesează să facem niște categorisiri între, de exemplu, defăimare, să-i facem o definiție versus calomnie și să o apropiem și de alt subcapitol care ar fi despre reclame. Deci ai minciuni care sunt calomnii despre o persoană și la reclame să zicem că ar fi minciuni despre produse, servicii, și defăimare, care nici nu este foarte clară pe lume definită, în care ai zis niște lucruri urâte despre mine și mi-ai stricat faima. Deci nu neapărat minciuni, ci eu cred că Alexandru este un nesuferit. Da, bună, mi-ai defăimat. Bună observație, nu sunt chiar la fel. Adică poți să spui adevărul. Floriturile sunt ce? Da, poți fi adevărul sau e părerea ta. Pot fi sau... justificate, să zicem, că nu sunt adevărate, că da. Judecăți de valoare. Știi? Exact, exact. Domne, Dragnea, nu știu cum, și așa chiar așa să fie, știi? Da. Să ai o bază factuală pentru judecata de valoare. Nu, uite, hai să luăm... în primul și în primul rând, apropo de calomnii și minciuni, trebuie să aruncăm și ciolanul ăsta. Da, aici o să te rog să faci la un moment dat explicația aia pe care mi-ai dat-o mie. Deci ziceam eu că, vai, cum poate să susțină o minciună? Nu-i corect, ar trebui să poți să-i dai în judecată. Și tu mi-ai zis, păi nu, că nu-ți folosește. Mă rog, cum mai zici tu? Deci ideea era un... revenim și la asta cu Alex, să termin ce vreau să spun. Ciolanul pe care vreau să-l arunc este faptul că ilustra Constituția statului Românistan zice că ai dreptul la imagine și că trebuie să facem legi care să protejeze împotriva calomniilor și așa. Și s-au făcut legi, da? Prin urmare, în România există tot felul de procese în care cineva care simte că i-a fost lezată imaginea poate să dea în judecată și bani, basically. Cum judecă judecătorii? Nu știu, mi-e greu să spun că dinăuntru unui asemenea proces n-am avut încă informații. Ce pot să spun despre Statele Unite și Canada, de exemplu? În primul și în primul rând, în Canada există următoarea doctrină de justiție, truth as a defense. Dacă ceea ce s-a spus se constată că este adevărat, procesul de calomnie este dismissed și la revedere. Da? Acum, cum defăimează și calomniază scriitorii la gazetele de perete? În felul următor. Cred că introduce, din clipa aia, e o opinie, nu mai este ca și cum pui un statement of fact acolo, ca și cum ai expus un fapt, și aia nu poate fi, aia poate să fie, păi da, eu așa credeam că e adevărat. Ce e o judecată de valoare. E o judecată de valoare, da. În România, din câte am înțeles, asta nu ține ca apărare. Din ce am înțeles, tu dacă spui, cred că Becali ceva, așa se antrenează cu oile, nu, faptul că ai spus că crezi că nu te ajută. Dacă vrea Becali să te dea în judecat, deci, te dă. Deci la noi n-ai voie nici să crezi. N-ai prea ai voie să judeci așa. Păi, poți să crezi în capul tău, nu... Da. Poți să nu crezi doar dacă ai certificat, știi cum... Da, într-un fel e mai consistent asta. Ai defăimat, știi? Înțelegi? Tu lupți cu defăimarea. Nu contează, chiar dacă era adevărată, aha, ia omului faima, știi? Poți să spui lucruri de genul... Era unul în Bacău
rog, CTP-ii numea păști, pe fel. Guzganul Rozaliu, de exemplu. Poți să-l bagi pe asta la defăimare? Când da. Numești? Nu știu care e exact legea, dar pentru că ai putea. E clar că nu cred că era un guzgan, că e om. Doar făceam nu contează, e depreciativ. E depreciativ și e asociat, adică guzganul nu are... Uite, am îmbătrânit și nu are nicio calitate. Rebenciuc sau cum se numea? Da, Rebenciuc. Da. Bătrânit și noi, sau el a... Am bătrânit și el. Da. Din păcate, imaginea pe care tot o apără o jurisprudența actuală, din punct de vedere libertarea nu ține pentru că este vorba despre o imagine care se creează în mintea altor oameni. Asta e, asta neavând e baza. Tu dreptul de control și de proprietate și ce se întâmplă în capul altora, pur și simplu nu ai niciun caz, niciun, să zicem, o bază pe care să susții cazul de defăimare sau calomniere. N-ai proprietate asupra reputației. Reputația ta nu e ca o haină a ta. Da. Nu, reputația ta e formată din ideile celorlalți despre tine. Impresia mea, am discutat asta la Etica Libertății, dar impresia că e original, că argumentul e al lui Bloch, pentru că pledoarile sunt în 76, Etica Libertății, 82. Mm. Impresia că e chiar argumentul lui, original, ăsta cu mințile, care nu ești proprietarul celorlalte minți, ca să zic. Da. Da. Strică reputația. Bun, dar aici e, o să vină repede bombardierii și o să zic că bombardierii în sensul că dau de sus, da? O să zic că, domne, cum, păi, dar ce vreți să mințim? Adică voi vreți să mințim? Nu e bine să spui adevărul? Ba da, e bine să spui adevărul. Dar nu e bine să fii obligat să spui adevărul în orice condiție. Da? Ia spune tu adevărul lui nevasta când te întreabă, îmi stă bine rochea asta? Hai, zi adevărul! Nu pot spune că în general e ca. Poți lua și exemple Steinhardt. De torționar și e bine să minți acum. Dar în general pot spune că e bine. Păi, poți să spui că e bine. Deci asta am zis și eu. Nu spunem că e bine să minți. În niciun caz nu zicem că e bine să minți. Zicem că nu e bine să fii obligat să spui adevărul. Și ca să înțelegi cât de disonant este sistemul, da? Ai legea asta împotriva defăimării și așa mai departe, să nu minți, Doamne ferește să minți despre vreunul, da? Dar când te duci la tribunal, te pune să juri că spui adevărul și mai are o lege separată și acolo. Uh-huh. Da? Deci avem în situație în care zici că, băi, dacă minți acolo, nu numai că îl defăimezi, clar îl defăimezi că îl bagi la pârnaie, știi? Adică vine sentința împotriva lui. Dar îi mai cauzezi și prejudicii reale, da? Că se duce la zdup. Nu să le dăm idei, dar ai putea, așa cum vine cineva din un non-cetățean, ca să devină cetățean, trebuie să treacă un test, să angajeze că respectă regulile, ca la permisul de conducere. Când născuții aici, nu trebuie să semneze nimic, ar trebui, nu știu, la 18 ani, dacă ai vârsta, eventual în genul ăsta de angajament, ar putea să existe chestia asta. Ești obligat ca la justiție. Tot timpul să spui adevărul. What? No! Și pe chestia asta, cine n-a văzut, ar putea să vadă un film haios, comedie, care se cheamă The Invention of Lying. Noi avem și în Constituția asta, e foarte... Constituția României interzice să faci semne obscene, interzice, deci sunt tot felul de chestii care... Nu? Chestia asta cu dreptul la imagine, uite, când urâm ochismul, pe o jumate din ochism e despre asta, despre interzicere, despre limitarea dreptului de exprimare. Că zici, ok, uram ochismul, dar de ce uram, știi, mă întrebam. Scuzați. Tipul ăsta de leftist dominant în peste în America, în general. Am crezut că e vreo ciudățenie juridică românească. Atacă pe partea asta, pe... Libertatea de exprimare, asta e punctul, un punct rău. Sunt și altele rele, alea copii și nu știu ce.
Dar și ăsta e... Deci dacă ai scos asta din leftism, jumate din leftism a dispărut. Și să nu uităm că în Canada, de exemplu, toate problemele care au apărut acolo cu legea asta, e pe partea ailaltă a limitării libertății de exprimare, da? În care ești forțat să spui că dacă nu, ești forțat în sensul că dacă nu, la bulău. Mă rog, amendă și după aia la bulău. Da? Forțat să spui ce? Să folosești pronumele, să folosești termenii corecți politic. A, da, care și ar fi o agresiune că trebuie să folosești termeni. Vrei să zici ceva de e o luptă, nu e ideea, că e o luptă pentru liberal, pentru libertarieni, asta e o luptă importantă. Uite, noi facem contrastul ăsta între când se ceartă useriștii cu auriștii. Poziția useristă ar fi că auriștii sunt o cloacă de-asta ce au ușit, în timp ce UE e o chestie luminoasă și nu UE e pentru interzicerea, pentru limitarea libertății de exprimare. Depinde ce comparăm cu ce. UE, să nu uităm că luptă contra știrilor false, UE, nu mai știe cum să-l gonească pe bani, Musk. A pus bani pentru un institut de presă de propagandă, ceva de genul EU News sau EU Information, ceva care îți livra tot felul de puncte oficiale de vedere. Nu, da, ce a finanțat în ultimii 10 ani, a finanțat lupta contra știrilor false. Deci asta era dinainte de pandemie, luptam cu știrile false. Mă rog, cărturarilor care iau acești bani, aceste milioane de euro, da, le place. Dar se fac, că ai dreptate, se fac în curând 10 ani. Da, da, deci... Bine, e de mult, adică au simțit că e... 2015 a apărut termenul în mainstream media, în campania de alegere a lui Trump. Cred că l-a folosit Trump prima oară, iar ei au preluat și ei, da. Dacă ești numit trumpist, putinist sau altceva, e calomnie de femeie? Nu, ăla e factual. Nu, nu, este e claritate factual. Morală. Okay. Aia e claritate morală. Cine a folosit apa? Cum fi? Cine? Ăștia care n-au, ăștia care suferă de claritate morală. Nu, deci ideea e că, cum să spun, ok, recunoaște-i meritele UE alea care sunt, știi? Dar trebuie să ne gândim la chestia asta, că e liberticidă, deci. Dincolo de partea de reglementări, că ți-a reglementat și zahărul din ce ai, e și partea asta de libertate de exprimare. Zici, vreau să vă întreb ceva. Partea asta, din seria oamenii vor o societate armonioasă. Și ai morala. Morala pe ce se bazează morala? Pe preferințe, pe obișnuințe sau ar trebui să se bazeze pe logică? Adică, depinde cu cine stai de vorbă. Exact, da. Pozițiile liberticide au o logică. Atât depinde de unde pornești, da, da. Nu are sens să folosești așa, domnule, libertarienii sunt logici, ceilalți sunt. Nu sunt așa. Nu cred. Dacă e poziția UE, poate fi reconstruită axiomatic. În ce credem? Da. În egalitatea de șanse, luptăm cu nazismul, cu rasismul, cu nu știu. Ce făcea Vali? Păi libertate la liber. Păi nu, că asta încalcă axiomele alea. Deci poziția lor e logică, dar e liberticidă. Că pornești de la niște axiome. Noi avem niște preferințe, iau alte preferințe, știi? E un conflict între... Aș tu zic că preferințele sunt înainte de orice, de fapt. Deci adică baza, informează dacă nu, ce... Dacă nu împărtășești baza, știi, dacă el îți sacrifică libertatea pentru că are valori mai importante, păi dacă eu nu-ți cenzurești tirile alea false, ne ducem dracu, ne ducem în prăpastie. Zic ei, da. Da! Da, da. Ceea ce spui tu este disonant în aplicare, deci eu știu... O să ne luăm mult de a fi rapăr la poveștile astea, dar eu aici sunt cu Alexandru. Situația pe care o promovează UE nu e logică. Îți garantez că dacă luăm și desfacem toate lucrurile în care spune, cred, dăm peste contradicții. Contradicțiile nu pot să existe. Că sunt relativiști, n-au o poziție universalistă. Păi ai, dacă tu găsești dacă n-ai o poziție universalistă, e consistent. Nu poți să fii. Da, nu da, poți da. Fi. Da, e consistent. El spune, ai libertate, Vali, păi ce vrei? Vreau să scriu un roman. Scrie. Vali, e consistent. Păi mă las să zic ceva nazist aici? Nu te las. Nu te las. Păi stai puțin, e consistent. Mai avem libertate de exprimare? Nu, libertatea
de exprimare în viziunea lui este limitată. Deci, ai voie să scrii romanul ăla, dar nu. Păi, stai, lasă-mă să o reformulez eu. Unde e inconsistența dacă el ți-a spus? Deci, Vali, uite ce se întâmplă. Că n-ai voie să muți calul așa, știi? Deci ai un cadru așa, nu poți zici că libertarienii sunt logici, pentru că ceilalți sunt logici, zice Costel. Ideea este care e cadrul de referință. Deci ei îți dau cadrul ăsta de referință înăuntru aici, ei sunt foarte logici. Dar ai putea să zici de libertarieni că caută mai mult adevărul, sunt mai universaliști. Ei nu sunt logici nici măcar în interiorul cadrului respectiv de bine, referință. Dar ok, un exemplu, poți să-mi iei un exemplu și să-mi izolezi în care să spui, da, uite, pe exemplu ăsta se manifestă logic. Dar dacă luăm un exemplu și luăm un alt contraexemplu pe care ei toți se manifestă și se contrazic reciproc, nu o să mai fie pice, adică o să apară o contradicție și tu îmi spui, nu, păi, dar ei sunt relativiști. Păi ok, dacă ei sunt relativiști, logica e o chestie universală, n-ai voie să te folosești de ea. Nu doar îți delimitează domeniul, îți spune, da, libertatea de exprimare, dar pe X, Y și Z. Dar nu pentru că ții. Sau poate să zică și mai. Păi, Vale, tu ești de acord să zici, nu știu, să duci cu toporul spre unul să zici te omor? Uh-huh. Libertarian n-ai voie să faci asta. Păi nu erai tu ăla cu libertatea, cu... Nu, eu nu eram ăla cu libertatea. Nu, ideea era că ei nu... Ideea era că ei nu... Și tu pui recunosc, asta ți-ar zice. Eu eram ăla cu non-agresiunea. Dar ei nu recunosc non-agresiunea, asta e cheia aici. Nu, recunosc doar că o extind. Pentru tine n-ar fi o agresiune, șantaj, că asta am discutat. Știi ce pentru UE, uite, Dan Diaconescu a fost condamnat pentru... O extind din cauza că nu sunt destul de logici. Nu împărtășesc valoarea libertății. Sunt logici. Logica ce spune? Că trebuie incriminat șantajul pentru că face rău. Asta e o poziție personală pe care poate o împărtășesc cu Vali, în care valoarea libertății ar putea fi și verificată pe cale logică. Dar asta e o chestie greu de discutat. Eu zic că ei sunt logici. Ei ți-au zis incriminăm. Da, cu tare sunt. Și incriminează cu tare. Ce nu e logic, ce exact. Nu e verificabil, știi? Yes. Nu, pare valoare. Că sunt foarte consistenți. Poate era mai bine dacă nu erau atât de consistenți. Eu zic că valoarea. Deci, noi dăm o valoare libertății, și dar nu e o doar... Asta ar fi partea personală. Da. Pentru noi, nu e împărtășită. Noi căutăm să nu fie doar normativă. Noi, personal, așa... din dispoziția naturală, prețuim cel mai mult libertatea. Noi aici. Păcând ăilea de care există, ei nu prețuiesc libertatea. Dacă eu ți-am creat o suferință că te-am șantajat, și tu ești terminat, ești nu știu ce, birocratul, așa o să argumenteze. Pentru mine libertatea nu e valoarea supremă. Yes. Pentru, uite, Rorty, dacă vrei, postmodern. Yes. Pentru mine valoarea supremă e eliminarea suferinței. Dacă ăla suferă, știi, că e șantajat... Să oprim. Da, droguri, nu vreau să... Deci dacă eu sufăr că mă... Că nu pot să spun ce vreau. Dar tu ai fost agresorul. Suferă mai mult. Păi da, dar asta nu înseamnă că elimin suferința, ci înseamnă că minimizezi suferința. Și presupune o minte externă capabilă să evalueze suferința altora, să o cuantifice, ca să poată să decide cine suferă mai mult. Comunitate de accepții. Hai să votăm cine suferă mai mult. Exact. Șantajistul când a dat 1.000.000 de euro sau ăla care... Înțelegi? Cel mai libertarian. Eu știu, 1.000.000 ăla de euro. Cel mai libertarian să votăm. Câte lucruri puteam să fac cu el? Nu trebuie să admiți. Știi, eu am mai, dar repede, că eu am mai luptat inflația. Împotriva la chestiile astea. Nu fă niciodată o caricatură, știi, din poziția cealaltă. Nu ori e o caricatură, știi? Nu ori doar lucrez cu materialul LED. Unor nu e, știi? Unor nu e. Plus că așa și înțelegi de ce e puternică cealaltă poziție. Oamenii nu vor suferința care vine din șantaj. Ăsta e argumentul. Da. Poziția libertariană e că nu e o agresiune, da, admit că e creează suferință. Poziția lui Bloch e și utilitarist, adică el admite și că are părți bune. Da, care are părți bune. N-am mai pomenit de una, era că îți descurajează infracționalitatea, că ți-e frică crește ăla, dar și de emancipare, știi? De exemplu, uite, cazul gaylor. Șantaj, asta a ieșit la suprafață discuția și, aolo, stai că mai există și gay pe lumea asta și a contribuit, a făcut... societatea mai tolerantă. Dar trebuie să înțelegi și poziția lor. Vreau doar să subliniez faptul că avem două jurisdicții etatiste în care
zicem, wokismul ăsta este totuși diferit, adică nu e chiar la fel. Hai să luăm cazul Holocaustului. De exemplu, în America poți să spui, domne, nu cred, nu am văzut, nu recunosc nimic. Pe când în Europa, dacă spui așa ceva, ești condamnat, știi? Ai și... Încheiem deocamdată aici discuția pentru astăzi. Vă mulțumim pentru răbdare și atenție. Pentru Costea Săvărache, Alex Chiriac, Gabi Munteanu, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi. Vă aducem aminte pe ocazia asta că stat te vrea sclav, e bine să te gândești și la libertate. Ne vedem săptămâna viitoare.